Cei care vor dori să participe la un concurs public sau candidații care vor să intre în alegeri vor trebui să dețină un certificat care să le confirme integritatea. În caz contrar, nu vor fi înscriși în cursă. Va conține următoarele. Deci, informații privind averile și proprietățile confiscate, informații privind incompatibilitățile constatate, informații cu privire la conflictele de interese constatate. Documentul nu va fi însă obligatoriu pentru actualii demnitari. Inițiativa a fost aprobată și de liderul PDM Vlad Plahotniuc, chiar dacă, potrivit presei, este vizată mai multe dosare penale deschise în România și Rusia. Acesta este unul din angajamentele pe care noi, ca partid, ne l-am asumat în lupta împotriva corupției. Documentul va fi eliberat de ANI în cel mult 15 zile. Experții spun că, deși candidații vor obține certificatul de integritate, printre aceștia se pot strecura și cei cu antecedente penale, asta în condițiile în care prezentarea cazierului juridic nu este obligatorie. Certificatul de integritate poate fi oferit doar acelor persoane care au ocupat o funcție publică anterior. Însă nu toți candidații care vor participa în alegeri au deținut anterior o funcție publică. Autoritatea nu deține nicio informație și vor primi un certificat gol, chiar dacă să presupunem că el a încălcat, nu știu, legislația. În 2016, înainte de a prezenta Parlamentului componența și programul de activitate al guvernului Filip, miniștrii au semnat o declarație pe proprie răspundere prin care au confirmat prin semnătură că sunt integri. În pofida declarației, ulterior, fostul ministru al transporturilor, Iurie Chirinciuc, a fost reținut într-un dosar de corupție, ca și fostul viceministru al economiei, Valeriu Triboi, găsit vinovat de abuz de putere.